Bună ziua, bine v-am găsit la emisiunea Afaceri de la Zero. Eu sunt Georgiana Mihalache, gazda dumneavoastră, și astăzi vom vorbi despre cum facem din fotografie și din arta aceasta un business. Alături de mine se află astăzi Marian Stera, fondatorul studioului său, și o să ne povestească astăzi despre cum a pornit acest business și unde vrea să ajungă. Bună, Marian, bine ai venit! Bună, Georgiana! Îți mulțumesc pentru invitație. Vom avea multe de discutat astăzi. Să începem cu primii pași în lumea fotografiei. Cum ai pornit? Primii pași. Mereu oftez de câte ori mi-aduc aminte de primii pași. A fost o perioadă foarte frumoasă. Asta nu înseamnă că acum nu este o perioadă frumoasă, doar că este o altă etapă. A fost la început un mix între fotografia de peisaj, macro, portret și așa mai departe. Oscilam și încercam să aflu ce îmi place mai mult la început. Cum am început, am tot spus-o. Ce n-am zis eu, nu știu dacă am zis-o public, este că la un moment dat, în paralel, lucram undeva la stat și făceam și fotografie și la un moment dat am decis să renunț la jobul de la stat și să mă axez doar pe fotografie și nu-mi pare rău nicio secundă. Începutul a fost cu o simplă cameră primită cadou, am tot spus-o, de la soția mea, și cu acea cameră mi-am schimbat practic toată viața. S-a schimbat cursul vieții mele de la un simplu aparat foto. Când ai început efectiv să faci fotografii ca un business și de fapt și ca un business, dincolo de pasiune? Ca un business, cred că a început să fie de vreme, imediat după, ca business. Da, tot business era și atunci. În 2009, primul job adevărat în fotografie a fost atunci când am fost la o nuntă, în luna mai. Și țin minte și acum că aveam niște emoții de parcă eu mă însuram și nu ei. Și încet, încet, în momentul ăla încă lucram la stat, în paralel, îmi permiteam, aveam un program flexibil și îmi permitea timpul. Și încet, încet, i-am luat la rând pe colegii mei de la muncă, tot felul de evenimente, aniversări, ședințe foto. Și așa, ca Miorița, prin Viu Grai s-a dus vestea că colegul nostru, Marian Stera, face fotografie sau este fotograf, da. Și încet, încet m-am dus într-o direcție bună și îi mulțumesc unei persoane dragi mie, Alina Oanță, că ea m-a ținut pe calea cea bună, cea dreaptă. M-a ajutat să plec cu dreptul, pentru că e foarte greu și foarte dificil dacă pleci cu stângul ca pe traseu să te resetezi și să te repui pe traiectoria bună, pentru că știm, odată trebuie să uiți ce ai învățat și apoi să înveți iar de la zero. În cazul meu, fericit, am luat-o pe un drum bun de la început. Puneai de prima cameră, care a fost un cadou de la soția ta. Ulterior, sunt sigură că au mai fost și alte investiții, pentru că știm, aparatura în domeniul fotografiei costă foarte mult.
Ai făcut vreun calcul vreodată la cât au dus investițiile în toți acești ani? Mi-e frică să fac calcul, să calcule. În schimb, vă pot spune că eu întâi mi-am cumpărat scule și apoi casă. Ca să zic așa mai pe direct. Pentru că în fotografie, dacă o faci la un anumit nivel, fotografia, ai nevoie de tot felul de lucruri, mici chițibușuri, pornind de la un card, un filtru, care toate costă și mai departe, până la obiectivele dedicate unui tip de fotografie sau, să luăm, de exemplu, un calcul, fotografia macro, dacă vrei să faci, de exemplu, soția mea e fotograf de nou-născut și ea folosește foarte mult un obiectiv macro. E un simplu obiectiv pentru 5 cadre din toată ședința, îl achiziționezi. Care nu sunt, cum ai zis și tu, nu sunt ieftine. Un obiectiv poate fi între 5.000 și 9.000 de lei. Ai nevoie de 5-6 minim obiective într-o trusă, două camere neapărat, care ele sunt la fel și ele sunt în lei noi, $25-35.000 de lei, adică 250-300 de milioane o cameră. Iar cardurile, aș vrea să detaliez foarte mult, iar un card bun pleacă de la 1.000 de lei în sus. Un card bun, ai nevoie de mai multe carduri și se strâng multe. Asta e ce pleci tu, cu ce pleci tu în geantă. Dar acasă ai nevoie de mai multe softuri, minim 5-6 softuri care și ele costă. Ai nevoie de o configurație a unui calculator bun, un monitor dedicat, cum am eu un BenQ foarte bun, care este dedicat fotografilor și așa mai departe. Și se strâng într-adevăr și de aici și concluzia mea că mai degrabă întâi mi-am luat scule și apoi casă. Pentru toate aceste investiții știu că ai și un studio. Studioul este spațiul tău sau închiriat? Este un spațiu închiriat pentru că este situat într-un mall din Constanța. Ai povestit despre investiții și chiar dacă nu ai făcut un calcul, pentru că, așa cum ai spus, ți-e teamă de suma finală, din ce surse, din ce bani ai reușit să faci și studioul și aparatura să ne iei? Da, nouă fotografilor ne este puțin mai greu să punem, să zic, bani deoparte și să zicem această sumă este special păstrată pentru investiții, pentru că investițiile sunt mari. La câțiva ani, la 4-5 ani, ai nevoie de sume mai mari să resetezi trusa foto. Fie că vorbim de camerele foto, care la 4-5 ani ele cumva se demodează, pentru că așa trăim în era asta vitezei, fie că e vorba de calculator, de monitor și mai departe, ai nevoie de o sumă și pe mine Banca Transilvania m-a ajutat cu un astfel de credit care a fost suficient încât să fiu relaxat. Eu nu sunt fan credite pe termen lung, așa că am făcut pe un termen mai scurt, pe 2 ani, dacă mă duc aminte bine, și mi-a fost foarte utilă suma respectivă. Care sunt clienții tăi? Cine, cu ei faci fotografii? Îmi place să mă laud că cei care vin la mine sunt oameni simpli. Și nu vin doar oameni simpli la mine, dar de cele mai multe ori cu oamenii simpli lucrez foarte bine, pentru că apreciază puțin diferit și latura umană și fotografia și înțeleg mai bine modul meu de lucru, colaborăm mai bine și așa mai departe. E interesant viața de fotograf de eveniment, pentru că în primul rând cunoști foarte multă lume și ca așa în timp capeți experiență în a te comporta cu lumea, de a înțelege lumea. E interesant, mai ales după
13 ani de fotografii de eveniment și 700-800 de evenimente, cred că sunt până acum. Cât durează pentru tine să pregătești un singur eveniment cu, de exemplu, o nuntă? Cât îți ia să pregătești? Da, după pregătirea nu e complexă, nu e complicată. Mai greu e după. Greu. Mai greu e că oamenii nu înțeleg că fotografiile nu pot fi predate imediat într-o oră. Adică dacă era pe film, îi dădeam filmele și le developa el. Dar au puțină nevoie de cosmetizare fotografiile. Ele sunt bune în proporție de 90% cele pe care le trag eu. Dar uneori tragi rafală ca să prinzi, știu eu, ce dinamică, ceva în mișcare și trebuie să selectezi una, două bune din cadrele. Le alegi, faci selecția prima dată și apoi mici corecții de contrast, balans de alb și mai departe. Iar astea îți mănâncă timp. Nu ai încercat, adică tot procesul acesta și de mers la eveniment, de fotografiat și apoi de ajustat, așa cum spuneai, micile imperfecțiuni ale fotografiilor, tot procesul ăsta îl faci doar tu, nu ai și un alt angajat? Nu, eu lucrez cu soția mea. Ea fotografiază bebeluși, dar în timpul ei liber mă ajută pe mine la editare, așa spunem noi, editare, post-procesare, în fine, fiecare zice cum vrea. Și nu ne ia foarte mult, 3-4 zile ne ia cât să terminăm o nuntă, dar 3-4 zile... Înseamnă 3-4 zile plus ședința de după nuntă, plus ziua în care mergi la nuntă și plus poate vrei și o zi liberă. A trecut o săptămână deja. Dacă aveai două evenimente pe weekend, ar fi trebuit ca anul să fie de 460 de zile, ca să ai și tu timp de ceva. Asta a fost și motivul pentru care am renunțat la două evenimente pe weekend. Și... în mai, dacă în mai predăm fotografiile la, știu, 10-12 zile, deja în septembrie-octombrie se tot decalează cu 2-3 zile la fiecare săptămână și ajungem la deadline-ul nostru din contract, care este 60 de zile lucrătoare. Asta e termenul maxim de livrare. Spuneai că ești fotograf de evenimente, ai încercat să intri și pe zona aceasta corporate, să mergi și la evenimente de acest tip, de lansări de produse sau... Da, am tot fost bine și cu branduri foto și pe partea farmaceutică, e interesant, e altă lume acolo, vezi, altă atitudine, altă abordare. Care ar fi un cost mediu pentru serviciile de fotografie? Pentru un eveniment, de exemplu, pentru o nuntă, cât costă? E un pachet STAS, standard. Pachetul este de 2500 de euro și include... ședința foto de după nuntă, prezența mea la eveniment și a unui asistent. Eu personal, dacă tot întreabă lumea, vii tu? După ce semnez contract, mă întreabă, dar vii tu? Zic că acolo scrie fotograful, Marian Serea. Și dacă vor, mai pot adăuga albume, alte ședințe înainte de nuntă sau, știu, albume pentru părinți, pentru nași și mai departe. Știu că în domeniul fotografiei au apărut de-a lungul timpului mulți fotografi, a fost un domeniu foarte, foarte la căutare în ultima vreme. Cum reușești să te diferențiezi? Cum spuneai de biul grai, de faptul că oamenii au mers printre comandă. Asta a fost la început. Da. Concurența este foarte bună și face bine în general oricărui domeniu. Concurența ne ține în priză pe toți. Iar dacă o luăm statistic, în România se fac anual undeva la 120.000 de căsătorii civile. Bine, din care se scad că așa, o parte sunt rurale. În fine, din 120.000 de căsătorii, eu iau maxim 25 de nunți pe an.
E loc pentru toată lumea. Pentru toată lumea. Iar eu mă diferențiez prin intuiția mea de a face ce simt și nu ce trebuie atunci când întâlnesc un cuplu pe care nu-l cunoșteam înainte. Pentru că lucrez cu oameni, vorbesc inițial la telefon cu ei, bună ziua, am dorit să facem, nu te cunoști, că încerci să te cunoști la telefon, nu e suficient un telefon. O părere îți faci tu la telefon, alta e când te vezi cu ei față în față. Și când te vezi cu ei, trebuie să scoți cei mai buni din ce ți se oferă. Iar dacă ei sunt mulțumiți, practic ăsta este, dacă feedback-ul este cel potrivit, e mai mult decât un ad pe Google sau știu eu, suficient. Iar ei, la rândul lor, vorbesc cu... Trebuie să știi să speculezi cumva. Să zicem că mergi la o nuntă cu mulți tineri, trebuie să faci cumva ca acei tineri să știe că tu, cel care ai fost pe acolo așa ca un nebun cu aparatul prin mână și umblai așa de acolo ca bezmeticul, că tu ai făcut ceva și ce ai făcut și să ajungă și la ei. Sunt niște soluții să zic, marketing care funcționează și dacă sunt tineri, cum am zis, ei trebuie să afle că tu ai făcut fotografie și că le-ai făcut bine. Altfel rămân doar miri, oricum sunt mulțumiți, da, ce să mai, frumos, dar trebuie să mergi dincolo de miri. Ai făcut vreo segmentare a publicului tău, vorbeai de tineri mai devreme, așa sunt clienții tăi, în general? Variază, de la 20 de ani, vorbesc de nunți, până la 50 și ceva de ani, ca vârstă, da. Nu știu cum au ajuns toți la mine, dar de obicei îi întreb. Cel puțin până acum o vreme îi tot întrebam. Bună ziua, oferta, de unde știți de mine? Întrebam, eram chiar curios. De la o prietenă. Am văzut pe Facebook. Am văzut pe Instagram. Ok. Cum te-a afectat această pandemie? Domeniul evenimentelor a fost oprit o bună bucată de vreme, după care în momentul în care s-a reluat a fost așa cu restricții. Cum te-ai descurcat în toată această perioadă? Păi vorbeam de timp liber și de bucuria de a petrece timpul liber cu persoanele dragi. Anul ăsta am avut timp liber și ne-am bucurat de el. Și oscilăm între Constanța și căsuța noastră de la țară, de la Jurilovca. Ne-a dus cu picioarele pe pământ în privința timpului și a petrece timpul liber cu cei apropiați. Așa, pe partea financiară, da, sigur. Pot spune că anul ăsta n-a fost ce te așteptai și să sperăm că la anul o să fie la fel. Dar activitatea m-a avut, nu am avut eveniment, nunți, am avut 3 nunți și, bine, și vreo 2 botezuri, mai cu petrecere așa. Evident, încadrați în stasul impus de statul și de ordonanțele de urgență. Dar am avut alte, tot fel de alte evenimente. Ședințe foto la studio, de familie, până aer liber, fotografie de produs, botezuri scurte cu acasă și la biserică, nunți scurte cu civilă și masă de o jumătate de oră sau ce au făcut acolo, mici aniversări și mai departe. A fost activitate, nu pot spune că... Și cu alegerile am avut studio, tot felul de personalități în studio, apropo de portrete, de corpuri și de... Ca plan pentru viitor, pe termen scurt, restul anului, cât mai rămas și anul viitor, ce target ai, ce îți dorești să faci? Vorbim de anul 2020, da? Da. Păi, pe 9 noiembrie avem în plan să plecăm într-o tură foto în Grecia cu două catamarane, 20 de persoane, aproape toți fotografi. Ne întoarcem pe 16, asta
aproape o săptămână și ceva. Ca de obicei, în studioul meu vom face ședințe foto de Crăciun în perioada sărbătorilor decembrie. Deja am niște programări pentru ședințele foto de Crăciun. An de an schimbăm decorul. Anul trecut a fost senzațional de poveste și nu o zic așa, puteți intra pe blogul meu să vedeți. An de an am făcut ceva special cu decorul. Oamenilor le-a plăcut și multă lume a călcat pragul anul trecut. Anul ăsta o să vedem la fel, o să încercăm să nu se suprapună cei care vin cu cei care pleacă. O să fie puțin mai special anul ăsta. O să te mai duc un pic în lumea cifrelor, ca nivel de business, ca nivel de cifre de afaceri, la cât ai ajuns anul trecut? Anul trecut, cred că o cifră de afaceri undeva la 80.000, cred, de euro. Euro. Da, dar asta nu... N-aș vrea să încurajez și să zic, ia uite, fă-te fotograf, pentru că nu, e foarte greu, nu? Adică dacă vreți să vă apucați de fotografie, partea frumoasă e atunci când faci creație. Dacă să ajungi ca să faci așa creație, trebuie să treci prin multe etape. Iar dacă știi să faci creația, nu e suficient, pentru că dacă nu cunoști pe cine trebuie sau unde trebuie, sau unde ești undeva, unde, la timpul potrivit, apoi trebuie să, dacă vrei să mai reduci din cheltuieli, trebuie să știi tu să lucrezi WordPress, să-ți faci un site și mai departe. Dacă multe, multe, un fel de one-man show ca fotograf, așa. Pentru că ar putea să le facă alții, dar și editarea. Poți externaliza editarea. Da, acolo sunt costuri, 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 costuri. Fie mai cu 10.000 de euro pe an, împărțit la 12 luni, s-ar putea să nu-ți convină. Împărțit la două persoane la mine. Dacă ar fi să... S-ar putea să nu-ți convine la finalul anului, să tragi linie și să zici, nu. Dar dacă ești pasionat, da, poți să încerci să le faci pe toate și să vezi cum e. Dar partea bună, am zis că, na, poate nu neapărat părți bune mai bine, dar partea bună este că tu îți faci programul. Aș fi întrebat cum ai reușit să treci de la partea asta artistică la partea de antreprenor, dar văd că nu s-a făcut nicio schimbare. Da, am luat-o din mers. N-am fost nevoit dintr-o dată brusc, așa, și să fiu șocat, să zic, vai, sunt antreprenor, ce mă fac? Eu, practic, sunt angajat la firma soției mele, firmă cu un singur angajat, care dacă își dă demisia, se închide firma. Cum, ce ai schimbat tu la acest domeniu al fotografiei în România, dacă ar fi să alegi un lucru? Aș schimba petrecerile la nesfârșit până dimineață și în loc de 5 feluri de mâncare aș face așa o bufet suedez, românesc, cu de toate, să nu mai fie risipă de mâncare și mai puține ore la restaurant degeaba spre dimineață. Asta, dacă aș putea schimba asta, ar fi ceva mai greu. Încercăm. Oamenii au mai revenit cu picioare pe pământ în perioada asta, apropo de unde și-au organizat evenimentele, în aer liber, în... Au văzut că se poate și altfel, și mai frumos și mai cochet. Și ca nivel de industrie, pentru că și tu spuneai că e un domeniu foarte fragmentat, vezi în viitor o asociere, poate, a mai multor fotografi sau nu se poate momentan? Noi suntem organizați, asociați, patru studiouri asociate și organizăm an de an WedCamp, în Constanța, e conferința fotografilor de nuntă din România, cu conferință internațională, pentru că avem speakeri din toată lumea, Canada, Germania, Belgia, Italia și mai departe. Anul trecut au fost aproape 200 de participanți timp de aproape 3 zile, cu o petrecere extraordinară pe plajă,
unde se putea, în altă parte, în Constanța. Și am o asociere, pot spune că am o asociere cu doi bucureșteni și cu un clujean, să zic, ca studiouri, dar suntem 7 persoane din 4 studiouri și ne descurcăm, ne înțelegem, facem lucrurile să meargă. Și o revistă de nuntă, revistă online, wedmag.ro. Sunt asocieri între fotografi. Fotografii au înțeles că ei nu pot să mai mult de 20 și 30 de nunți pe an și că sunt 120.000 de nunți în România pe an, ok, o lăsăm mai moale. Da. Iată, în această notă optimistă, că există loc sub soare pentru toată lumea, mulțumesc tare mult, da. Marian, pentru poveste și mult succes. Și îți mulțumesc și sper să ne revedem la fel de frumoși. Poate și la evenimente după ce se treacă această pandemie. Sigur. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne urmăriți și vă invit să rămâneți alături de antreprenorii români și de poveștile afacerilor de la zero.